Mulțumesc mult, m-am pricopsit. Adică te-ai scos. Am venit să plătesc. Iar eu cu găina, găina. Poți să mă treci pe caiet? Hai cu starost. Avem, avem caiet? Avem caiet, dar ține minte. Ține minte. Că avem, da, o memorie. Avem ținere de minte. Vorba aia. Bine ați venit. Beti și Andrei sunt, sunt colegi. Hai să punem găina pe masă, că bănesc că voi ați venit cu... Ați văzut că găina are un țigaret în gură? Ați da, văzut? Găina mea, să știți că pe lângă că e băutoare, e și fumătoare. Vai de cap. Toate neravurile rale le-o luat și le-o învățat. Asta e. Asta hai e grea. Hai să vedem cum facem noi un pic de loc. Hai că ne organizăm. Hai că ne organizăm. Ia uite, tată, organizare. Op, ușor. Așa, să... atenție ușor, la... Lingura. Gata. Salvat-o. Bravo. E, dar bine ați venit pe la bine noi, dragilor. Bine ați venit pe la noi. Da, bine v-am găsit. Și n-ați venit deloc cu mâna goală, ne-ați da. Și speriat. N-ați venit cu mâna goală, noi de asta, ce ați venit pe la noi, asta era curiozitatea. Cu voie bună. Bună asta, asta e, voie bună, da. Și pe lângă asta am adus multe, multe bunătăți. Bun, și... De unde? De la Poiana Ilvei, Bistrița Năsăud și de la Luieriu, județul Mureș. Mureș. Bun. Și scrie undeva chestia asta? Scrie, da. Să vedem. Să se știe. Să se știe. Aia e colacul de la Luieri, trebuie să iau sticla ca să se cechească. Nu, nu, dar nu ți-o dau ție. Asta e la Poiana Ilvei. A, scuze-ți. Asta e de la Luieri și de asta se ocupă Andrei. Uite, Andrei. Și pentru Teo. Și pentru Teo. Și Teo. Mulțumesc. Și este acolo aghiasmă mare de la Bobochează, am pus. Așa. Aha. Și pentru tine. Am adus-o vai. Pe Sfânta Teodora de la Sihla să-ți poarte de grijă, să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta și pe toți cei de la Canal D. Și acum preiei tu comanda, repede, tu repede. Da? Bursucule, dar stai numai un pic, că doar numai nu te-ai gândit că am venit cu mâna goală. Mulțumesc. Asta e pentru tine și găina întotdeauna să dă la nănaș, așa că cu sau fără aia 5 lei, eu ți-o dau. Ca de pomană. Dau mai mult la zi. Să rămână, mulțumesc. Deci găina e tot a mea, mulțumesc din suflet. Da, tot a ta e găină de curte, crescută bine. Găina e cât un curcan, i-am dat de mâncare un an. Eu asta am crezut că e curcan prima oară, sincer, când l-am văzut. Dar restul hai să luăm de pe rând, da. Cozonacul ăla care arată altfel asta. Decât cozonacii pe care am văzut eu vreodată în viața mea. Ia, Andrei, ce spune tu acolo? E cozonac făcut, știți, noi avem ajutoare, facem și noi, dar nu avem timp umanitare. Întotdeauna. Da, așa. Un cozonac cu urdă, exact. L-a făcut prietena mea, doamna Sândica. Doamna Sândica mi-a spus că doamna Sândica, așa, după aceea cornulețe cu magiun, da. Așa, și cu nucă, făcute de prechina noastră, doamna Cornuleț, Marinela Hărțăgan, iar apoi biscuiți de casă, făcuți de cumătra mea. Eu am o cumătră tare bună, noi botezăm... Cine n-are naș să apeleze la noi, că noi botezăm foarte, așa. Fără probleme. Deci nașul locației acolo. Eu sunt nașul tuturor. Așa, și aici... sarmale cu păsat, găluște cu păsat, adică? Sau ciroște cu păsat. Ciroște păsat. Cu păsat. Păi ciroște ce păsatul? Păsatul cu purunzul ăla, porumbul, da, așa la moară, mai mare. Mai mare de dimensiune orezului. Așa. Da. Am spălat bine, amestecat cu orez, cu ceapă prăjită, cu morcov, așa. Cu slană prăjită. Toată în lungură cu slană bună, așa. Da, și cu un pic de... și-o băga porc cu piciorul, știi, în oală. Da, cum se mai întâmplă câteodată. Și să nu uităm că am făcut aici o supă dulce de tăiței. Tăiței făcuți de casă. Și acolo avem și mârcoși, și petrijei. Dar cum ați putut să le transportați, fraților? Și ce aveți acolo, pătrunjel și ce? Mârcoși. Adică morcovi. Adică morcovi. Mârcoși. 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 Și bineînțeles că am fript o găină care a fost mai faină și mai grasă. Eu v-am zis că cam umblă. Ați alergat-o mult, bănesc. Cam umblă, cam sară pe la cocoșe veșinilor și am zis că până aici, că mă faci de minuni în sat. Și i-am pus capăt. Pite făcute de casă la Poiana Ilvei și pita de la, vin, de la găină. De la lui Ariu. Da. Și un jinar. Și aici sunt altfel de cornulețe, nu? Astea sunt cu nucă. Astea sunt cu nucă, acelea cu silvoiță. Nu știu cine i-a dat găuri prin farfurie. Nici noi, habar n-avem. Nu am fost noi. Eu cred că curierul, cred. Curierul. Da, da. Curierul le-a adus, le-a luat și le-a... Din cauza transportului. Da, s-au deranjat. S-au deranjat pur și simplu, dar nu se aștept nimic. S-au evaporat, s-au... Cântați împreună adesea? Să știi că ne leagă o prietenie foarte strânsă, așa, Andrei e frățiorul meu de suflet. Și ea e sora mea de suflet. Așa. Și nu, nu neapărat că am cântat foarte des la oaltă, dar și când ne întâlnim, iese petrecere. Deci nu, fără, dar și poate. Deci între voi doi nu... Nu, 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 tocmai. Nu. Nu e, nu. Încă. Deci lăsăm loc de bună ziua. Întotdeauna. Da, tu ai vrea? Eu știu. Tu ai vrea? Eu aș vrea, dar mă rog, el vreau să vă zic, de 3 ani de zile, tot mă rog, el, Andrei, mă iei, dar nu mă ia. E întrebată. Dar uite cât e de frumoasă, uite cât e de delicată și de dulce. S-a mai dat drumul puțin la
aveți ceva variante local, pe aici? Nu? Avem voie 50-70 de persoane în aer liber. Eu zic că putem să ne organizăm. Da, da. Facem nuntă. Nănaș avem. Nănaș avem. Deja le-am și dat găina. Da. Mâncare avem. Da. Noi mâncare ne este, numai să camera mai ne avem. Un găsit și niște, dar aveți voi lăutări. Oi, 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 aducem, ai mai fain șecheraș. Și artificii vrem. Avem, doar o secundă, o secundă. Te rog. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Și dacă vrei, fac și din noi, adică luminile. N-am stai așa, ce zic? Să plătim artificii. Să rămână, deci nu trebuie mai mult. Gata, mi-ați dat arbună, sunt preț. Cum ați reușit să le transportați toate astea până aici? Păi vreau să spun că până la București am venit eu, Andrei, și o mașină plină de bucate. Da, nu am găsit. În cutii, în lăzie din alea, frigorifice. Da, am avut grijă să nu ajungă... Să ajungă mâncarea proaspătă, făcut așa de sâmbătă, așa, de ieri, să fie cât mai proaspătă adusă aici. Și când vii cu drag, totul este foarte ușor. Tu ai gătit ceva? Da, eu am făcut găluștile, sarmalele, găluștile, pciroștile, da. Tu le-ai făcut? Da. Și de ce te însori cu domnul ăsta? Că... Nu mai vine mai pe mine. Hai, păpușă, să mergem, mă. Hai, iubitule, să vedem, să vedem. Mulțumesc că nu mă așa. Eu te iau că la ce găină mi-ai adus, sigur mai ai pe-n curte 3-4 bucăți. Mai am, mai am. Asta, să vezi ce ne facem viața acum. Rap. Eu și după ce mi-am dat seama că ei nu sunt împreună, el zice, dom'le, eu am alergie la proști, dar nu la proaste. Și pentru că ea era de față, zic, mă, înseamnă că nu sunt împreună, e clar. Dar ce te-a învățat bunica ta? Bunica mea m-a învățat multe lucruri. Să nu mă laud. Lasă-i, mă, copile, pe alții să te laude. Bun. Nu te lăuda tu. Să fii respectos, da. Să îți lași un loc de bună ziua. Și știi ce mi-a spus bunica mea? Da. Copile, când te dai jos de pe scenă, la oameni să le fie deja dor de tine. Aoleu, ce frumos! Așa-i, o femeie cu 7 clase, de 91 de ani. Mulțumesc. Să aibă toată lumea bunici, ca ai mei și a lui Betty, pentru că avem niște bunici extraordinari. Dar tu ai vreo zicere de la vreun bunic după care nu de la care nu te abați? Da, în urmă cu puțin timp, singurul bunic pe care l-am cunoscut a plecat dintre noi, dar vreau să zic că a fost cel mai mare susținător al meu și de fiecare dată îmi spunea: tu o să ajungi mare. În lumea asta în care ai intrat, e foarte frumos, dar ai grijă și tot timpul să mergi cu obrazul de acasă. Și să nu te iei cumva gândurile cele mari să-ți ridici nasul pe sus. Așa cu o minie înainte să mergi și atunci o să ajungi mare. Și uite, vezi ce succes ai cu sfatul ăsta. Pentru că, într-adevăr, e secretul succesului aici. Într-adevăr. Dragii noștri, nici nu știm cum să vă mulțumim mai degrabă. Și vrem să vă întrebăm, aveți ceva în lucru să mai veniți pe la noi? Că nouă și muzica voastră ne e dragă, nu numai ciroștile. Ciroștile. Draga mea, Teo, amui vară, vara e mult de lucru. Poți să-mi zici vara, iubita mea. Iubita mea, Teo, păpușă, mi-e așa-mi place să le spun. Așa, ca să nu le încurci. Mai, da, mai stau sau poți să plec? Poți să plec? Păpușe, toată vara avem vreme și o să muncim și o să muncim. Și dacă vii drag de noi, noi venim și la colindat, că înainte de Crăciun noi tăiem porci. Păi până de Crăciun mai veniți? Cum să nu mai venim, că la toamnă, omule bun, avem de adunat mere, pere, prune, de făcut jinarsul. Bravo, da. De adunat cartofi și tăticele. Brânză, caș, urdă, treburi, să veniți. Trebuie să veniți și neapărat asta cu porcul, mie mi-a plăcut pe cuvântul meu, dacă să rămână scris valabil. La inimioară, sunteți ceva cum n-ați văzut. Mulțumim din inimă pentru tot. De fapt, voi ați văzut, noi n-am mai văzut. Da, mulțumim din suflet pentru tot și mai ales pentru tot ce ne-ați adus și pentru muzica voastră. Să le mâncați sănătoși. Să ne revedem cu bine!